cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Ați văzut că versurile acelea ne învață cum să scăpăm de greață bând o cafea de dimineață. Așa că eu astăzi, înainte de a intra în emisiune, aș vrea doar să spun câteva lucruri. După ziua de ieri, când o echipă de a noastră a fost la spital și a văzut salonul desigilat de acolo și unde a fost tragedia de acum 3 ani, acuși sunt 3 ani, pe 14 dacă nu mă înșel, am stat și ne-am gândit cât de repede merg roțile justiției în folosul oamenilor. De fapt, nu ale justiției, de fapt, tot justiției. Mi se pare absurd ca 3 ani de zile să ții închis un salon pentru prezumtive cercetări, timp de 3 ani de zile, într-un loc în care puteau funcționa foarte bine secția ATI sau alte secții, în condițiile în care, în spital, tu nu ai loc acum să-ți desfășori, vorbesc de spitalul vechi, un supraaglomerat, după mutarea oncologiei acolo, tu nu ai loc să-ți desfășori activitatea. Bineînțeles că această desigilare corespunde, nu știu dacă în mod fericit, eu cred că nefericit, cu apariția acestui program de reduceri bugetare, de austeritate, cum vreți să-i numiți dumneavoastră, de mâncat gaura din covrigi, sau, mă rog, cum doriți, pentru că acum cei de la spital trebuie să pună până la sfârșitul lunii decembrie în funcțiune saloanele astea ca să poată obține autorizația, dar cu bănuții mai greu pentru că există niște restricții și probabil că sunt nevoiți, și am deja date din teritoriu, că sunt nevoiți să meargă cu căciula în mână pe la diferiți sponsori ca să încropească 80-100 de mii de euro, nu știu exact cât e devizul acolo, ca să dea drumul la secție. Un lucru inacceptabil și, mă rog, asemenea lucruri făcute cu lopata, cu toporul, cum vreți dumneavoastră, precum această austeritate bugetară care se răsfrânge acolo unde nu e nevoie de ea și unde e nevoie de ea nu funcționează, ne arată exact nivelul la care ne aflăm în momentul ăsta al clasei politice conducătoare. Pentru că tot am vorbit de austeritate, vom începe emisiunea noastră de astăzi, care se referă la una din cele mai mari instituții din județ, cu această temă și, pe urmă, vom merge și la altele, că avem, slavă Domnului, multe de discutat. Vom încerca o serie de emisiuni de genul acesta cu instituții din județ să vedem cum au fost ele afectate de această ordonanță, mă rog, cum s-o chema ea, ne lămurește mai bine invitatul. Deci, DGASPC Neamț, instituție aflată în strânsă legătură cu Consiliul Județean, doamna Cristina Păvăluță, șefa acestei instituții. Bună dimineața, bine ați venit la cafea! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Oricând, cu plăcere, pentru că avem foarte multe lucruri de discutat. Ați văzut ce am anunțat înainte. Haideți să vedem, suntem pe 3 noiembrie, practic am intrat în perioada aceea de implementare. De 27 octombrie. Am intrat, dar ne-am mai obișnuit, noi românii ne obișnuim, 4-5 da. Zile. Cum afectează o instituție atât de mare, cu câți angajați aveți? Aveți mulți. Angajați sunt 1503. Vă bateți cu spitalul, nu? Da. Deci care? Angajați, nu normați. Nu vorbim de angajați, 1503. Da, bine, aici e vorba și de asistenții maternali, de toți salariații din centrele de copii. Au carte de muncă, sunt angajați. Absolut, da. Deci da. Sunt angajați. Da. Pentru ăștia, numai când te gândești că trebuie să faci statul de plată, te apucă bățul, nu mai vorbim de altceva. Da. Bun, cum a fost afectată instituția, sau mă rog, binecuvântată instituția dumneavoastră de măsurile acestea care au apărut acum?
sunt două măsuri. Deci vorbim ordonanța de 90 și de legea 296, care face referire la personal și la cheltuielile cu salariile. Deci, pe de o parte e vorba de banii... Pentru reducerea posturilor vacante și reducerea unor cheltuieli salariale sau de natură salarială, iar ordonanța 90 se referă la cheltuieli de funcționare și de investiții. Pornind de la cheltuielile cu salariile, o să aflăm sau... Vom ști exact care va fi economia începând cu ianuarie, pentru că, așa cum știe toată lumea, posturile de șef birou sau șef serviciu, dacă nu, șeful de birou va dispărea, deci clar nu va mai avea indemnizația de conducere, dar până la sfârșitul anului ei vor primi această indemnizație. Da? Începând cu 1 ianuarie nu vor mai primi această indemnizație. Și atunci, care e logica să primească până la sfârșitul anului? Că nu înțeleg. E o compensare a faptului că au pierdut funcția de conducere. Am înțeles. Așa se înțelege. Așa. Și dacă structura nu are numărul de personal respectiv, nu va mai fi serviciu sau direcție. Dar ce se poate ști acum, în acest moment, până la sfârșitul anului, e faptul că cei cu salarii mari, și aici vorbim și toată lumea a auzit de cei cu peste 8.000 de lei net, nu vor mai primi vouchere de vacanță, nu vor mai beneficia de indemnizație de hrană. Deci în acest moment, în ce privește personalul, cam astea ar fi reducerile. Da? Nu vom mai putea angaja personal. Dar oricum angajarea personalului știți că se făcea printr-un memorandum, pentru că era un alt act normativ care nu permitea angajarea personalului decât în anumite condiții. Da? Dacă erau pe fonduri europene, se dacă printr-un memorandum foarte bine justificat, puteai angaja personal. Doamna Păvăluță, vi se pare, aveți experiență, că această măsură este una de fond sau este una, o paliativă, așa ca să zice? Așa, eu cred că e o măsură care trebuie luată acum, de fond. Vom vedea. Vom vedea dacă după ianuarie se va menține și se va prelungi aplicabilitatea acestor acte normative și atunci probabil că va merge și anul viitor și vom vedea dacă e de fond, dar eu cred că este o măsură acum de urgență. De urgență. Dar să presupunem că merge și din ianuarie încolo. Ce înseamnă asta la nivelul personalului din legea SPC și la nivelul serviciilor, că până la urmă știți cum e, personalul ca personalul. Da. Pe mine mă interesează serviciile prestate de personalul acela pentru asistați. Pentru... Posturile vacante care există la noi în sistem sunt urmarea plecării la pensie a celor care și-au dat demisia, pentru că munca la noi în sistem, fie că e vorba de centre de copii sau de adulți, este grea. Și a posturilor pe care am reușit să le scoatem la concurs nu s-au ocupat. Deci în momentul în care noi vom reduce aceste posturi vacante, clar că calitatea serviciilor pe care le vom acorda nu va mai fi la nivelul de acum. Deci oamenii vor trebui să muncească mai mult sau mai puțin oameni pentru mai mulți beneficiari. În sistemul de asistență socială, normativul de personal este după un standard de calitate. Este stabilit printr-un ordin a ministrului. În momentul acesta, standardul este îndeplinit la minim. La minim. Dacă vom reduce posturile vacante pe care noi speram să obținem prin memorandum scoatere la concurs, nu vom mai asigura standardul la nivelul prevăzut de actul normativ. La nivelul posturilor care sunt acolo pentru reduceri, ca să spunem așa, pe care le aveți, cât dintre ele se referă la structura centrală a dumneavoastră și cât pe centre? Deci la nivelul aparatului propriu a direcției nici nu discut, sunt câteva, defilăm așa până la sfârșitul anului și anul viitor, ne vom descurca. Problema este la centre. Eu când m-am referit la calitatea serviciilor, la centre m-am referit. Ca să fie clar. Deci la centre. La aparatul propriu al direcției, care are destui salariați, mă rog, poate nu suficienți, ne descurcăm și vom munci în continuare așa. Dar e vorba de centrele care oferă servicii pentru copii aflați în dificultate și pentru adulții cu handicap. Bun, țin minte că au mai fost ani în care s-a discutat inclusiv despre salarii și mai ales în contextul ăsta vă întreb, aveți bani de salarii până la sfârșitul anului? Noi da. Deci bani de salarii sunt până la sfârșitul anului. Deci nu suferim din acest punct de vedere. Deci s-a, și finanțatorul, Consiliul Județean, și din sume defalcate de la bugetul de stat sau din TVA, de unde suntem noi finanțați, s-au primit bani în acest an.
suficient să putem încheia anul bine, fără datorii la salarii. Problema se pune acum, în acest moment, pentru cheltuielile de funcționare și investiții. Nu că nu explicați am avea bani. Care sunt. Explicați care sunt în afară de salarii. Deci, adică da. Ce înseamnă cheltuieli de funcționare? Probabil energie? Da. Aceste, deci prin ordonanța 90 sunt restricționate cheltuielile la nivelul lunii noiembrie și decembrie pentru anumite articole din buget, adică furnituri de birou, reparații curente, formare profesională, contracte de consultanță și sunt exceptate, deci se pot face cheltuieli la nivelul nevoilor, la alimente, la medicamente, la energie, la încălzire. Deci aceste articole de cheltuieli din buget nu sunt restricționate. E foarte bine că le spuneți lucrurile astea, ca să fie clar că la energie, de exemplu, nu aveți restricții. Nu, nici energie, nici gaz, nici combustibil pentru autoturisme. Combustibilul este restricționat la 200 de litri acum, dar e suficient să ne putem face activitatea. Restricțiile, am spus, sunt la furnituri de birou, la reparații curente, la anumite investiții. Excepție fac fondurile europene, dar instituția noastră, pe lângă fonduri sau proiecte pe fonduri europene, derulează proiecte și cu finanțare națională sau cu finanțare județeană. Ei, în momentul acesta, noi suntem restricționați la un anumit nivel al cheltuielilor, adică media lunilor ianuarie-septembrie. Da? Vedem cât am cheltuit din ianuarie în septembrie. Faceți pentru media? Așa, și nu avem voie să depășim pentru noiembrie-decembrie pe lună media acestor cheltuieli. Deci dumneavoastră e un paradox, aveți bani. Da. Și nu puteți depăși media cheltuielilor. Sunt și excepții. Și banii aceia, ce se întâmplă cu ei? Vor merge în fondul de rezervă a Consiliului Județean. Adică nu. Deci nu rămân pentru investiții la dumneavoastră. Nu rămân niciodată la noi pentru investiții, pentru că noi la final de an trebuie să-i dați, Dar sunt și excepții. Adică dacă justificat avem nevoie să facem cheltuieli, cum e vorba de investiții din bugetul de stat sau, v-am zis, din bugetul județean, noi deja am pregătit un memorandum, l-am înaintat și Consiliului Județean și vom înainta guvernului să putem finaliza niște investiții. Da? Sau reparații curente, că e nevoie de reparații. Controlele care le-am avut de-a lungul anului s-au lăsat cu niște măsuri. Să igienizăm, să reparăm. Sau... Deci acestea se pot face treptat, nu deodată. Știți că este o procedură de achiziții. Adică durează. Toată lumea vrea să facem imediat. A venit controlul, a reparat. Ei, nu-i chiar așa. Sunt niște legi, acte normative care trebuie să respectate. Deci aici suntem restricționați. V-am spus, sunt excepții. Noi pregătim memorandumul pentru anumite cheltuieli. Sperăm să obținem aprobare și să putem finaliza. Dacă nu... La anul. La anul. Da, bine, acum depinde și cât de urgente sunt niște lucruri. Da, dar încă o lămurire. Dacă la acest moment exista angajament legal, angajamentul legal înseamnă contractul sau comanda sau factura mai ține loc de angajament legal. Dacă era încheiat acest contract, el merge. Deci poți să faci cheltuieli în această limită. Dar dacă nu ai angajamentul legal încheiat, deci nici nu mai poți Am văzut un secretar de stat care a încheiat contracte într-o zi de 2,4 milioane de lei pe firma de consultanță. Înseamnă că având contractul încheiat, angajamentul merge și acolo. Da, da. Deci dacă este contractul încheiat înțeles. Sau până pe 27 octombrie... Ce înseamnă să ai informația? Da, a reușit să o facă repede, că și aici durează. Adică procedura... Dacă ești secretar de stat... Da. E secretar de stat, nu mai contează. Da. Bun. Asta e partea, cum se spune, tehnică a ordonanței. Da. Acum, dacă bani aveți de salarii, dacă bani de investiții puteți cheltui în media primelor 9 luni, dacă mai există și posibilitatea unor memorandum și lucruri din astea, nu văd opreliști deosebite până la sfârșitul anului. Încercăm să profităm de ce permit actele normative emise acum. Da. Haideți să vedem acum activitatea propriu-zisă. Și înainte de a intra în activitate, nu pot să primesc tot felul de mesaje de doamna Păvăruță să explice, să spună. Haideți să le luăm pe rând. Vreți, nu vreți, după ce v-ați întors, mi-e și frică să vă întreb ce ați găsit când v-ați întors. Nu știu dacă îmi răspundeți la întrebarea asta. Eu încerc să fac lucrurile să meargă, așa cum au mers până am plecat.
Și îmi place să cred că era nu numai o atmosferă plăcută, dar se făceau lucruri frumoase, multe începute de când eram eu director. Încerc să le finalizez acum. Am înțeles. Deci nu intrăm în amănunte pe subiectul ăsta, cel puțin nu acum. N-aș vrea să pariu subiectivă. Probabil că, eu știu, altcineva, colegi de-ai mei, ar putea să spună... Nu, deci eu atâta vreau să vă întreb. E destul de greu, dar... Atâta vă întreb, câte din contractele derulate până erați dumneavoastră au rămas în derulare, cu excepția furnizorilor tradiționali de alimente, în general, deci cam atât. Cam, pentru că ei sunt obișnuiți cu noi, știu exact cerințele. Deci în rest n-au rămas. Bun, am stabilit un lucru. Deci ați luat-o de la capăt. Bun, acum, trebuie să fiți de acord cu mine că sunt foarte multe lucruri care au apărut în ultima perioadă referitor la instituție și nu toate foarte pozitive. Iar scandalul ăsta care... durează de destul de mult timp deja cu domnul doctor Chirițescu. Din punctul meu de vedere mai sunt multe lucruri de lămurit. Explicați-ne un pic, dumneavoastră ați dat piept cu anchetatorii, ca să zic așa. Da. Probabil că au venit la dumneavoastră și v-au cerut niște lucruri și niște explicații. Știu că nu se pot spune într-un dosar penal amănunte și alte lucruri, dar ce vreau eu să știu, domnul doctor, era șeful comisiei de, cum se cheamă? Încadrare, de evaluarea persoanei adulte cu handicap. Eu știu că legea spune așa, domnul doctor trebuie să fie angajatul de GHSPC-ului ca să fie șeful comisiei. Da. Asta este, deci, o condiție esențială. Angajatul de GHSPC-ului înseamnă că dacă era doctor la Bozieni, era angajatul de GHSPC-ului? Domnul doctor, înainte de a fi medic la Bozieni, angajat medic, așa, este angajatul Direcției Generale de Asistență Socială, deci face parte din aparatul propriu al direcției cu jumătate dacă de normă. Dacă mă chema Horea Brenciu, știți ce strigam acum? Bingo! Deci, domnul doctor era angajatul de GHSPC-ului, avea un program de muncă. Da, de la 8 la 12. Deci de la 8 la 12. Stabilit. Deci putem presupune că el era angajat la Bozieni de la ora 12:30, nu știu cât faci până la Bozieni. O oră, trei sferi de oră, nu știu, nu-mi dau seama. Nu, jumătate de oră. Jumătate de oră, deci de la 12:30, da, era angajat la Bozieni până la ora, nu știu, 20. Seara, da, mă rog. Până la ora 20. Nimeni n-a știut chestia asta? Unitățile de îngrijire pentru adulți au personalitate juridică. Deci au cod fiscal, angajările le fac ei. Chiar dacă sunt în structura noastră, în subordinea noastră, în structura Consiliului Județean, angajările se fac acolo. Eu aș fi vrut să vă văd fața în momentul când a venit cineva să vă întrebe dacă știți că domnul doctor este la Bozieni. Aș fi vrut să vă văd fața. Probabil că... Deci eu am fost... Când m-a sunat, mă rog, pentru să trimitem un reprezentant, să dăm documente, nu știu ce, n-am știut despre ce domnul doctor vorbește, sincer spun, atunci am aflat că domnul doctor lucrează și la Bozieni. Este dreptul lui, legea nu interzice. Bine, nimeni nu spune, deci, Doamne ferește. Într-adevăr, la Bozieni, nu cred, după ce a ieșit la pensie doamna doctor, care a fost și directorul centrului, dacă a mai fost medic, nu pot să știu că s-a întâmplat în perioada cât n-am fost eu, era nevoie de medic, e firesc. Cum au hotărât să-l angajeze, este strict problema lor, am spus, legea permite, nu s-a încălcat din punctul ăsta de vedere vreun act normativ, dar trebuiau să-i stabilească un program, ca așa spune, de la cât la cât se lucrează. Acum o să vedem, v-am spus, este anchetă, noi nu știm foarte amănunte, nu intervenim acum. Am înțeles, nu, dar am vrut să lămurim lucrul ăsta pentru că sunt foarte multe situații în ultima vreme cu angajări din acestea multiple. Da, legea permite. Și care, într-un fel, legea permite, eu n-am spus, spus că e ilegal, am spus doar că rămâne această problemă a timpului efectiv de muncă și cum ajungi de la un loc de muncă la altul ca să-ți exerciți contractul de muncă. Ești plătit, da. Da, adică astea sunt lucrurile. Dacă vii de la 8 la 12 la Piatra Neamț, să presupune că mai bei o cafea
după ce ieși sau un ceai sau iei un sandwich să-l mănânci, te urci în mașină, te duci la Bozieni și stai până la 8 seara. E greu. Da, e greu. E greu, adică eu mă gândesc inclusiv la calitatea serviciului, nu numai la domnul doctor, în general, în general, că sunt mulți. Este foarte greu. E greu, natura muncii în unitățile de adulți e de natură, mă rog, are un grad de dificultate ridicat. Sunt oameni cu probleme de sănătate, cu probleme... Este de notorietate mentale, faptul că domnia s-a mai avut o problemă de același tip. Da, e de notorietate, adică nu mai... fiind șeful comisiei, și cum a funcționat comisia în perioada cât el a lipsit? Cine i-a ținut locul? Vicepreședintele, în momentul acesta s-a modificat legislația anul trecut, parcă există și un vicepreședinte, cât dumnealui nu este, din varii motive, îi ține locul celălalt medic care face parte din comisie. Vicepreședintele este tot angajatul? Nu, nu, nu. Numai președintele comisiei de evaluare este angajatul direcției. Ceilalți membri ai comisiei sunt reprezentanții altor instituții. Sunt asistent social de la spital, direcția de sănătate publică, ONG, deci sunt reprezentanții altor instituții. Deci doar președintele trebuie să fie angajatul direcției. Și în momentul acesta, domnia sa fiind la a doua reținere, ca să spunem așa. Dar la prima dată nu a avut niciun fel de interdicție. El era reținut, a fost arestat o perioadă, dar după aceea a ieșit deci fără restricție. Acum. În momentul acesta, având în vedere recidiva, nu știm cum se va finaliza, prezumția de nevinovăție e clară că există. Dumneavoastră, ca instituție, faceți vreun demers pentru rezolvarea problemei la nivel de comisie? Deci noi în acest moment am suspendat contractul de muncă, așa prevede legea, pe perioada cât domnia sa are această măsură privativă de libertate. Deci, practic, în perioada suspendării, nu a... vicepreședintele comisiei. Deci se poate desfășura activitatea fără probleme. Așa. După cele 30 de zile, funcție de ce spune instanța de judecată, noi vom proceda în consecință. Deci, practic, aveți posibilitatea... Deci, de a cere, nu schimbați dumneavoastră. Nu, deci asta vreau să specific. Președintele Comisiei de Evaluare a Persoanei Adulte cu Handicap este salariatul direcției, obligativitate dată de lege, dar numirea acestuia se face prin hotărârea Consiliului Județean. Deci noi, direcție, trimitem o propunere Consiliului Județean și în plenul Consiliului se votează sau nu propunerea noastră. Așa se numește președintele Comisiei de Evaluare. Am spus, după ce aflăm după cele 30 de zile ce se întâmplă cu domnia sa, vom trimite probabil o propunere, o să mă consult și cu domnul președinte. Deci în cazul în care lucrurile nu mai evoluează, rămâne, înțeleg? Dacă nu va trebui să... Comisia funcționează așa, dar va trebui să luăm măsuri așa cum... Am înțeles. Bun. De legislația. Am lămurit-o cu domnul doctor. Da. E neplăcut, adică... Știu că este neplăcut, sunt subiecte neplăcute. Da. E un personaj care meseria și-a făcut-o și știm... Deci asta nu, nu discutăm lucrurile astea. Aici este o chestiune pur administrativă până la urmă. Da. Avea un loc de muncă, acum mi-ați confirmat că el era și angajatul de IASPC, un lucru foarte important apropo de program. Da. Și avea celălalt loc de muncă. O să vedem cum o să descurce și ce o să fie. Nu cred că suma de bani este o problemă acolo de, pentru returnat banii respectivi. Cred că problema ține de alte lucruri. Bun, haideți să trecem de la Bozieni și să mergem spre Dragomirește un pic. Un alt subiect drăguț. Faimos centru, faimos, drăguț. Acolo au avut loc niște concursuri, s-au dat... Noi am apreciat foarte mult că unii au luat concursul azi și și-au încheiat contract și au suspendat contractul a doua zi. Iar permite legislația. Adică... Permite legislația, dar eu n-am spus că nu permite. Noi am apreciat lucrul acesta. Pentru că dacă te duci să lucrezi pe trei fronturi, la unul renunți, că totuși până și Napoleon a zis, domnule, pe prea multe fronturi nu e bine. Da. Nu mai vorbim de alți celebri comandanți de oști locale și naționale. Deci, la Dragomirești, explicați-ne care este situația acum și care sunt problemele care au generat aceste discuții care au apărut în media. Eu recunosc că m-am uitat la ce au scris alții pe subiectul ăsta.
Deci, Centrul Dragomirești este, să încep cu început, este o investiție a Consiliului Județean. Deci nu este investiția direcției, ca și clădiri, tot ce s-a construit acolo. Este un lucru foarte bun. Vine în sprijinul nostru și nu vreau să o luați așa că laud eu Consiliul Județean. Toate direcțiile de asistență socială din țară au un plan de trebuie să restructureze sistemul actual. Asta ce înseamnă? Că în centrele de îngrijire a persoanelor adulte cu dizabilități nu vor mai putea sta mai mult de 50 de beneficiari. Ori în centrele noastre toate au capacitatea, este mult depășită. Iar acest centru a venit în sprijinul planului nostru de restructurare. Da? Deci beneficiari din centrele unde capacitatea e depășită merg acolo. E binevenit, cu standarde înalte, este foarte bine. Deci ca și investiție. Dacă vorbim de personal, deja SPC... Investiția este foarte bună. Da. Problema este că, eu din câte știu, la un moment dat au fost niște probleme în asigurarea utilităților. Da. Deci, eu am luat așa din mers. Da? Într-adevăr, utilitățile care țineau tot de investiție, au fost terminate acum, în octombrie, da, au putut funcționa inclusiv clădirile care asigurau cazarea beneficiarilor. Da? În vară, sau când m-am întors eu în această instituție, doar în centrul de zi puteau funcționa activități. Iar exista un generator care asigura energie electrică, pentru că tot centrul e cu energie electrică, la încălzire, la tot. Aici era problema. S-a rezolvat și problema cu apa. De-aia au apărut discuții, da, s-a dat centru în funcțiune, noi avem proiectul Capital Uman prin care finanțăm salariile, acum în noiembrie se termină, dar nu sunt beneficiari. S-a găsit varianta ca beneficiarii care vor veni și care au venit acum să locuiască acolo să vină la centrele de zi pentru recuperare. Pentru că doar atât putea duce acel generator. Neavând electricitate, nici canalizarea nu era funcțională, nu puteai să duci beneficiarii acolo. Deci ăsta a fost motivul pentru care nu au fost mutați la început când s-a dat centrul în funcțiune. Iar niciun centru... Deci, ca să înțeleg foarte bine, centrul s-a dat în funcțiune fără a avea canalizarea și lumina... Eu așa... Nu, deci eu vreau să știți cum, da. La vârsta mea înțeleg adică mai greu. E partea de, v-am zis, centru de zi, pentru că centrele, casele, se numesc locuințe protejate la adulți, da? Sunt 7 locuințe protejate, 4 acum sunt populate, au și un centru de zi. Asta este condiția. Am înțeles. Să socializeze. Da. Și de recuperare, pentru că centrul de zi are kinetoterapeuți, psihologi, masori, logopezi. Am văzut din presă că sunt kinetoterapeuți, psihologi. Eu, sincer, am fost acolo chiar când am venit în direcție. Specialiști sunt, se lucrau cu beneficiarii din centrele noastre, dar acest centru va fi deschis și locuitorilor din zonă. Deci nu este doar pentru rezidenții de acolo. Deci servicii de recuperare pentru adultul cu dizabilități se vor asigura și pentru... Da, deja sunt cereri de la cei din zonele limitrofe care pot să-și aducă bolnavă. Mi se pare absolut normal. E foarte bine, da. Adică să ocupi spațiu, adică timpul. Dar să folosești, pentru asta a fost Bun. Făcut. Asta este problema cu investiția și cu ce se întâmplă acum. De când s-au făcut angajări acolo? Dacă înțeleg eu bine, în martie. Concursurile, parcă s-au dat în martie. Oamenii aceia din martie, până când s-a pus lumina, ce au făcut? Eu pot să vă spun ce au făcut din iulie, de când m-am întors eu. Până în iulie aveți vreodată ce au făcut? Sau am nu? Înțeles adică... că deci, în primele luni am întrebat, au mers în centrele specialiști angajați, când au fost angajați au toți. Mers în alte centre. În centrele de unde provin adulții care stau acum acolo, ca să se apropie cu cei cu care vor lucra. Să vadă exact ce înseamnă munca cu... Și bănuiesc că cineva a ținut o evidență, absolut, adică au făcut statele deci centrul de plată. Dragomirești, ca și celelalte centre pentru adulți, are personalitate juridică. Da? Am înțeles. Da. Are director, are coordonator, contabil, mă rog, a fost, a plecat, a venit sau a angajat altul, dar are o structură proprie. Am înțeles, acum înțeleg. Da? Faptul că până acum salariile au fost plătite pentru salariați, pentru cei până acum, prin direcție, pentru că direcția a avut un proiect
din fonduri europene câștigat pe capital pe capital uman. E foarte important. Da. Capital uman ce înseamnă? Salarizarea, asigurarea salariilor specialiștilor care lucrează în momentul acesta, nu a tuturor, unei părți, că atât am obținut finanțarea, celor care lucrează acum în Dragomirești. Deci Dragomirești are o structură de 98 de salariați. În acest moment sunt angajați 69 pe aceste fonduri europene. Deci 69 da. Din 93 și acești 69 au... Până în noiembrie, pe 11 noiembrie se încheie finanțarea. De când au fost angajați până acum, treptat că nu s-au angajat toți odată, au fost finanțați și vor fi până în noiembrie, până pe 11, prin acest și după? Program. După este... vor fi plătiți de acest centru Dragomirești, care este finanțat de Consiliul Județean. Există o condiționare în proiect, nu? Da, deci proiectul acum se termină, deci noi am dat bani, diferența o asigură Consiliul Județean prin centrul Dragomirești. Bun, deci ei fiind acolo... E un pic acolo... mai complicat așa, dar e... Nu e complicat, deci e bine să lămurim lucrurile. S-au asigurat prin acest fond pentru... De fapt, proiectul a fost câștigat pentru 77, să fie plătiți 77 de salariați. Până în acest moment au reușit angajarea doar a 69 de salariați, pentru că chiar dacă au fost posturi scoase la concurs, ori n-au luat concurs, ori nu au venit, nu s-au prezentat. Acum eu vă întreb ceva, posturile astea scoase la concurs, unde sunt anunțate? Sunt pe site-ul DGASPC și în presă ar trebui anunțate. Trebuie făcută publicitate. Dar sigur, să vă spun cinstit, pe site-ul DGASPC, eu sunt un fan al site-urilor, da, în general, dar nu cred că mă uit pe site-ul DGASPC foarte des, după cum nu mă uit nici pe site-ul Consiliului Județean foarte des, deși acolo ar trebui să mă uit. Da, este obligatoriu. Deci, s-au de asta vă zic, adică faptul că mulți dintre angajații ăștia, 69, sunt persoane care au, cum să vă spun eu, prieteni, rude, în Consiliul Județean, poate chiar și în DGASPC, nu-mi dau seama, face ca, știți, să planeze o chestie, băi, s-a anunțat mai mult pe plan intern acolo, așa. Nu știu gradele de rudenie, adică probabil o să le aflu așa cum am aflat, dar nu asta este cum important. Cum ați aflat de programul. Deci nu asta este important. Este important că publicitatea a fost făcută, v-am spus, fondurile, dar nu numai faptul că au fost finanțați prin POCU. Legislația noastră privind angajările obligă să faci public posturi scos la concurs, tematică, bibliografie, ca și rezultatul concursului. Am înțeles. Bun, ce să mai zic? Ne-am lămurit. Pe mine mă interesează aspectele acestea administrative, ca să putem înțelege exact cum funcționează lucrurile. Eu, de exemplu, sunt foarte interesat să înțeleg cum te lupți pentru un post, îl iei și a doua zi suspenzi. Apropo, dacă ai suspendat, cât rămâne suspendat? Oricât? Legea îți permite concediu până la un an sau trei ani, dar trebuie să... În anumite motive. Da, am înțeles. Deci, personale, medicale. Am înțeles, am înțeles. Și trebuie stabilit și prin regulamentul intern al instituției respective. Adică centru. Da. Cum avem și noi un regulament intern, am impresia că un an de zile putem acorda concediu fără plată. Asta înseamnă suspendare. Da, suspendare. Am da. Înțeles. Bun. Acum că tot v-am inoportunat cu asta, să știți că apar și întrebări, multă lume se uită, unii întreabă ce chestii de genul, ce salar aveți și alte chestii. Este public, este pe site, dar sunt și întrebări la care cred că chiar ar fi bine să discutați. O să-l rog pe Bogdan acea întrebare. Ia uite, ce e acolo? Uite că apă. Concursuri mai organizează instituția în perioada asta? Mulțumesc. Și pentru centrul Dragomirești este un memorandum făcut. Chiar am discutat cu directora de acolo. Au cerut cei de la Ministerul Dezvoltării, știu că acolo se aprobă câteva lămuriri, pentru că trebuie bine justificat. În cazul în care ne vor da acordul, vor fi scoase, pentru că trebuie angajați să populăm toate casele la Dragomirești, vor fi angajări acolo. La fel să urmărească site-ul direcției sau a centrului Dragomirești, că de acum
trebuie să funcționeze singuri, pentru posturile care se vor scoate. Iar posturile la Direcția Generală de Asistență Socială, noi vom mai repeta concursuri pentru care am obținut aprobare și nu s-au ocupat, la fel se vor uita pe site-ul direcției și... Deci, oameni buni, site-ul DGASPC-ului, da, când e vorba, da, de concursuri. Site-ul DGASPC-ului. Bun. Suntem salutați inclusiv din Valencia, ni se spune, se uită cineva și... Da. Haideți acum să dau deoparte partea asta de scandaluri, da, mediatice și să vă rog ceva. Niciodată n-am reușit eu să înțeleg foarte bine și recunosc cum e cu marea asta reformă de ani de zile a DGASPC-ului, cu centrele vechi și cu casele astea. Da. Ce înseamnă? Ce se întâmplă? Nu știu, câteodată mă gândesc, da, e foarte bine că facem centrele astea, acolo sunt alte condiții, e altceva. Nu înțeleg exact. Da, este foarte... E vorba de cheltuieli sau de confortul de asistației? Confort. Nu e de cheltuieli. Cheltuielile oricum cresc. Cresc. Păi asta cresc. Zic, cheltuielile cresc. Cresc. E vorba de confort. Ceea ce se dorește e ca numărul beneficiarilor din centrele de adulți și de copii, dar acum ne axăm pe adulți, să scadă, deci să nu fie mai mult de 50 într-un centru. Și să merge pe ideea acestor locuințe protejate, funcție de gradul de dizabilitate a persoanei respective, care poate caza sau, mă rog, primi 10 beneficiari sau 8 dacă au un grad grav de handicap. Este foarte bine, pentru că e un mediu foarte apropiat de cel familial, beneficiază de servicii, deci aceasta este mersul și reforma în domeniul persoanei adulte cu dizabilități. Există și o lege anul acesta aprobată în care sunt stabiliți niște indicatori pe fiecare județ în parte, cam cu cât ar trebui să scadă numărul de persoane adulte din centrele noastre, oferind alternative, da? Există asistentul personal profesionist, de exemplu, și noi avem posturi normate în organigramă, dar avem doar 2 angajați. Ce înseamnă? Este salariatul direcției, dar trebuie să ia în îngrijire un adult cu dizabilități, pentru că până acum se știa varianta de copil cu dizabilități, copii, care merge în continuare. Sunt foarte puțini cei care doresc, pentru că este o profesie nouă, e foarte dificil să iei un adult cu dizabilitate acasă și să ai grijă de el. Bun. Deci asta se dorește, ca numărul de beneficiari din centre să scadă, să fie redați comunității, societății, și aici e nevoie și de implicarea comunității, să se dezvolte servicii alternative, că sunt centre de zi. Până acum, din ce aveți, că sunt care funcționează deja, comunitatea cum a răspuns? Adică, apropo de integrare, pentru că e clar că faci 6 căsuțe, sau, mă rog, astea. Ele sunt într-un loc puse acolo. Nu ești un gard, probabil, în jur. Nu. Deci, nu. Vorbiți de Dragomerești sau în general? În general. Deci, în general, aceste case, fie că sunt de copii sau de adulți, trebuie integrate în comunitate. În comunitate. Aceasta este ideea, ca aceste persoane să fie integrate în comunitate. Bun. Adică trebuie să-i acceptăm așa cum sunt. Ce semnale aveți dinspre comunitate? Dacă vorbesc de copii, foarte bune, pentru că reforma la copii la noi s-a făcut și este la un nivel foarte bun. Deci noi nu mai avem centre mari de plasament pentru copii. Toți copiii sunt în case de tip familial, cu 12 locuri, foarte bine, sau în apartamente la roman, sau la asistenți maternali profesioniști. Deci la început a fost așa reticență, dar lumea s-a obișnuit, e vorba de copii, toată lumea iubește copii, este mai ușor de integrat. Acum e vorba de adulți. Deci, când spuneți adulți, vă referiți la persoane adulte de la 18 ani în sus, cei care stau în centrele de îngrijire pentru adulți, da? Cred că va fi un pic mai greu, dar nu imposibil, pentru că trebuie lucrat foarte mult și cu comunitatea. Și la Dragomirești, la început a fost, cum să spun, așa puțină reținere din partea locuitorilor, nu că de ce s-a construit centru acolo. Pentru că pot veni, v-am spus, rude care au grad de handicap și au nevoie de recuperare la acest acolo, centru, da. Și mulți spuneau, vai, dacă duc acolo bolnavul, nu, mi-l mai dați acasă. Nu! Deci și ia acasă, vine dimineața, pleacă după ce a terminat recuperarea. Pentru că ce se dorește de fapt prin această reformă? Ca familiile sau ca cei care au în familie oameni rude cu grad de handicap să poată să beneficieze de servicii și să poată să rămână în familie. Da? Să nu mai ajungă în aceste centre.
sau dacă n-au pe nimeni în familie, centrele să fie exact ca o casă unde să aibă mediul pe care orice om îl merită. Da. Nu știu, mi se pare, nu știu, e ok. E puțin mai greu, pentru că adultul cu handicap e puțin privit așa cu reticență, că vai de mine, are handicap, vai de mine, nu știu ce face. Nu, ei, cu ei se lucrează, au anumite limite, dar trebuie privit ca orice ființă umană care poate să facă ceva pentru el și pentru comunitatea de unde este. În momentul acesta vorbesc de vechile centre, aveți spații care s-au eliberat și nu sunt folosite? La copii. La copii, unde anume aveți? În centru Ion Creangă, în Piatra Neamț, deci numai o parte este folosit, la centru de urgență și unde avem centru de recuperare pentru copil. În rest, la etaj e liber. Nu, că se tot vorbește despre lipsa de spații, ba, că a fost o problemă chiar și la spital, dacă stăm să... Și mă gândeam dacă nu cumva există spații există, care ar putea fi folosite. Există, dar atât timp cât noi mai avem servicii pe care le oferim, centrul de care am spus, la parter are un centru de zi și centru de recuperare pentru copilul cu dizabilități. Deci acolo și centru de urgență. Și atunci nu poți să interferezi activitatea de asistență socială cu altceva. Eu m-am gândit că dacă este o clădire întreagă, având în vedere și specificul, că așa mă gândeam că poate se poate folosi și pentru... Da, nu. O altă clădire, dar pe care o folosim noi, adică am încercat să o utilizăm și să beneficiem de toate spațiile, este cea de alături, unde a fost centrul de plasament, așa numitul Elena Doamna, care acum are numai căsuțe. Acolo există doar un centru de urgență, dar colegii noștri din direcție desfășoară activitatea acolo. Această comisie de evaluare a persoanei tot acolo s-a mutat, serviciul de evaluare, serviciul de abuz, adică pentru că nici noi în spațiul care îl avem nu încăpem cu toții și atunci am folosit spațiile libere pentru noi. Am înțeles. Acum, relația DGASPC Consiliul Județean, cum funcționează? Bine. Foarte bine. Adică vorbesc instituțional, fac abstracție de faptul că aveți un sprijin direct în Consiliul Județean. Aveți, mi se pare, doi angajați consilieri acolo. Eu doi? Doi, parcă. Unu, acum. Doi, da. Deci, da, scuzați, Eduard Ovidiu Gavril și domnul Laurențiu Dulam Amedeo. Da. Sau Amedeul Laurențiu. Deci, fac abstracție de faptul că aveți doi pioni acolo care nu pot vota. Da. De asta bine, dar pot explica domnilor consilieri cam cum e activitatea și cu ce se mănâncă activitatea de la Direcția de Asistență Socială. Ați avut piedici vreodată sau nu? Pentru că eu tot văd, apar tot timpul proiecte cu hai să facem aia, ultimele proiecte au fost parcă pe la Roman, o chestie, 6 locuințe sau 7. La Roman avem un proiect rectificări, european. Eu vorbesc de... Avem proiect european, mă rog, e la final acum. Pentru 7 case de tip familial pentru copii cu dizabilități și centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități din centre și din Roman. Deci e frumos proiectul, ne chinuim să-l terminăm, că e mai greu așa cu constructorii, dar îl vom termina, cred că la începutul anului viitor. Are termen acum? Da, deci porurile se finalizează la 31 decembrie. Ce nu s-a reușit să se cheltuie prin POR, chiar dacă se face act adițional, va suporta Consiliul Județean. Noi am primit acum rambursare integral pentru ce am cerut. Sperăm să folosim cât mai mulți bani europeni, să rămână cât mai puțin povara pe Consiliul Județean. Acum să vă spun, la Consiliul Județean sunt obișnuiți cu poverile. Da, așa că dar noi... faptul că am avut bani europeni, deci trebuie folosiți. Nu... Am înțeles. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ideal ar fi fost să se termine până 31 decembrie. Da. Dar vremea, știți, în construcții nu e cam cum vrei. Bun. Planurile pentru la anul care sunt? Finalizarea investițiilor sau aveți și alte investiții care... Deci pe lângă acest proiect european avem și proiectele naționale. Se referă la persoane adulte cu dizabilități pe care le finalizăm, suntem obligați să le finalizăm în noiembrie anul viitor. Asta înseamnă că în Tașca și în Pipirig construim locuințe protejate pentru adulții din centre, am zis să rămână cât mai puțin, și centre de zi de recuperare. Da? Deci sunt investiții pornite la Pipirig, la Tașca trebuie să reluăm niște proceduri, dar ăsta obligatoriu trebuie să le terminăm. Noi am mai obținut o finanțare tot pe POCU sau pe PNRR, parcă, nici mai știu exact, dar încă n-am primit să semnăm contractul, nu m-aș putea să spun prea multe decât în momentul când am semnat.
Da. Și pe copii, să vedem ce mai putem dezvolta servicii. A, suntem un județ cu destul de multe centre, nu? Față de sunt, alte... Da, sunt 6, să zic, mari clasice de copii, chiar dacă s-au mai multe căsuțe, și 6-7 cu Dragomireștiul de adulți. Și destul de mulți beneficiari. Nu, eu mă gândesc și la centre astea cu probleme speciale, cum e... Cel de aici din Piatra? Nu, nu, îmi scap acum. Nu Războieni, alea unde sunt foarte mulți oameni bolnavi. Păstrăveni? Păstrăveni. Dar toți sunt, dar și Războieni este cu psihici. Da, deci de asta zic, nu știu, parcă în alte județe nu sunt așa de multe. Mai, știți cum în alte județe, ce obțin în vest, parcă nu sunt multe sau în centrul țării, dar au avut și foarte multe colaborări cu ONG-urile care s-au implicat. Și la noi, și la noi sunt colaborări cu ONG-uri, dar parcă nu chiar... Da, nu... Adevărul este că sunt multe persoane încadrate în grad, sunt mulți beneficiari în centre. A fost isteria aceea generată de lucruri reale, clar, cu azilele, așa zise azile. Da. Ați fost controlați da, și dumneavoastră? Da. Ați avut probleme? Măsuri lăsate, n-am luat amenzi, măsuri lăsate, mă rog, de îndeplinit, de reparat, de dotat... Cu mai mult decât dar nu aveam. Lucruri fundamentale nu, de nu. Genul bătrâni găsiți nu, sau nu, nu, oameni nu, găsiți nu, cu... Nu, nu, nu. Deci, nu, din punctul acesta de vedere, nu, n-ați nu. Avut probleme. Bun, păi, eu pentru emisiunea de astăzi mă declar, să spun, mulțumit de faptul că am lămurit câteva lucruri. Mă bucur că am deci, reușit. Am lămurit, am lămurit niște lucruri. Nu că n-ar mai fi și altele de discutat, pentru sunt că... Sunt foarte multe. Sunt multe, unde ai 1500 și ceva de angajați, da. Sunt lucruri și chestia asta cu personalitatea juridică a centrelor, mie mi se pare interesantă și benefică până la un an da. Prim, și o protecție pentru cei de... Deci chiar, noi coordonăm, îi îndrumăm, da. Bineînțeles, că dar... Aveam avut și povestea aceea de la Roman cu concursurile, nu știu ce mai fost acolo, adică... Pe de o parte, și calitatea umană a celor care se duc să lucreze în centrele astea contează. Mai e atractiv de GSPC-ul ca salarii, ca venire? Este că, ca orice instituție bugetară. Nu, salariile, spun, vai, ce salarii mari au în sistemul bugetar, nu, este o grilă de salarizare sau coeficienți stabiliți prin hotărârea Consiliului Județean pentru aparatul nostru propriu. Ce... Pot să zic, pot să iau un salariat în GSPC. Păi nu, să da, știți că pe sunt de o parte, care pe... au salarii, chiar îmi spuneau colegii, uite, cineva lucrează, nu știu, la un supermarket și are un salariu cât un asistent social începător la noi, sau, mă rog, un an, doi vechime. Acum știți cum e cu supermarketurile. Pe, da, bun, la noi, pe afară unii, se vede foarte da, bine. Nu, munca e, dar să știți că și la noi ce obțin asistenții sunt, dar toți specialiștii. Deci ei fac teren, intră în tot felul de case, intră în contact cu tot felul de persoane. Trebuie să ia măsuri pentru anumiți copii care se află de în dificultate. De acord cu dumneavoastră, numai eu v-am întrebat așa. Se fac concursuri, uite, acolo, da. Pe POCU, da, da, deci un salariu da. Bun, asigurat. Da, este pe... salariul, da. Da, asigurat... Salariul la nivelul celor din... Da, așa, din un salariu bun. Da. Nu s-au reușit angajarea a 7-7 de persoane. La Bozieni a fost nevoie ca din rezerva de cadre să vină un medic acolo, deși, na, da. Teoretic... Salariile medicilor și asistenților medicali din sistemul de asistență socială sunt cele a celor din sănătate? A, nu sunt pe grilă separată? La... Nu, când s-au modificat salariile medicilor... Și atunci, la Bozieni, de ce n-a venit? S-a făcut concurs? Ce știți dumneavoastră? Cred că s-a făcut concurs, că altfel n-avea cum să se ocupe. Mă rog, nu știu. Ba da, este cu personalitate juridică. Adică dacă era la noi în direcție, dintr-un centru de copii în alt centru de copii, se făcea o delegare, adică nu... Trebuia neapărat concurs, dar acolo cred că s-a făcut concurs. Da. Bun, deci cum spuneam, eu sunt mulțumit pentru emisiunea de astăzi. Cu permisiunea noastră și a conducerii centrelor, poate vom reuși să facem niște emisiuni cu respectarea regulilor, nu dăm așa, chiar din centrele astea, pentru că pentru multă lume ele sunt... A, uite, o răsărit o casă acolo, a cui o fi chestia asta și ce se întâmplă acolo.
poate reușim să ridicăm un pic imaginea. Dar ar fi interesant să vadă ce, exact se întâmplă, ce înseamnă. Da. Și să vedem ce spune și comunitatea locală despre lucrurile astea, ca să înțelegem și cum funcționează și vorba noastră. Costă mai mult până la urmă statul român. Da. Toate aceste chestii în alte condiții de... Da, și ne gândim și vorbind acum de copii, redai societății niște oameni care pot de calitate, care pot să asigure pensia mai târziu. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mai așteptăm. Eu am fost foarte bucuros că ați răspuns invitației de astăzi, pentru că nu e foarte comod să vii și să dai, cu ghilimele, socoteală pentru niște lucruri care nu ți aparțin în mod direct, dar fiind șef, trebuie să ți asumi. Mulțumesc pentru invitație, oameni oricând buni, voi veni. Vă așteptăm. Oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi. E vineri, urmează un sfârșit de săptămână, zic eu, cât mai bun pentru fiecare, asta vă doresc. Microbiștii sunt așteptați la meci mâine. E un nou meci pentru Ceahlău, 3 puncte ar însemna mult. Să sperăm că echipa va aduce o primă victorie după câteva etape de secetă la victorii. Culmea, nu la joc. Jocul a fost destul de bun. Acestea fiind spuse, vă doresc numai bine, săptămână frumoasă, cea viitoare, weekend cât mai liniștit și plăcut. Numai bine!